Supozițiile potrivit cărora, odată cu revenirea în PNL a fostului primar Mircea Muntean, acesta îl va susține la primărie pe colegul Florin Oancea, sunt spulberate chiar de Mircea Muntean. Doamne ajută Deva și așează-o pe drumul renașterii, își încheie fostul primar al Devei comentariul postat pe Facebook. Acesta enumeră parte dintre motivele care au dus la decăderea reședinței de județ și dă de înțeles că în Deva este nevoie de schimbare. Cu un sfert de veac în urmă, eram ales primarul Devei. După 5 mandate, unii au considerat că înlocuirea mea forțată va aduce lapte și miere în orașul nostru. N-a fost deloc așa. Vrajba, discordia, ura, neajunsurile și indiferența au pus stăpânire pe noi. Din oraș vesel și înfloritor, am ajuns să ne uităm în grădină la alții, cum strălucesc. Victoria Corvinului o bucurie mare. Ne-a făcut să uităm și când Mureșul Deva, cu Gabor antrenor, bătea CFR Cluj, proaspăt promovat în divizia națională cu 1-0. Doamne ajută Deva și așează-o pe drumul renașterii, scrie Mircea Muntean pe pagina sa de Facebook. Postarea fostei locomotive a PNL-ului, cum mai era supranumit Mircea Muntean, a adunat în scurt timp aproape 1000 de aprecieri și comentarii, inclusiv din rândul membrilor PNL.